Doar 35 de polițiști locali se luptă în fiecare zi cu ordinea și liniștea publică din municipiul Petroșani. Poliția locală are un deficit de 7 angajați, iar în acest an nu pot fi încadrate pe aceste funcții alte persoane din lipsa banilor. La serviciul poliției locale al municipiului Petroșani se constată un deficit de 7 polițiști locali, în sensul că aceste posturi sunt în statut de funcții, dar nu sunt ocupate, sunt vacante, din totalul de 42 de posturi alocate polițiștilor locali. Pot fi ocupate aceste 7 posturi? Foarte greu în acest an să fie ocupate aceste posturi, pentru că nu au fost cuprinse în bugetul municipiului Petroșani pe anul 2014. Cei 35 de polițiști locali asigură ordinea și liniștea publică pe toată raza localității, însă o atenție deosebită este acordată centrului urbei. Raza prioritară de acțiune a polițiștilor locali este zona centrală a municipiului Petroșani, ceea ce nu înseamnă că se neglijează celelalte zone. În dotarea poliției locale există o patrulă auto de intervenție care are ca și rază de competență întreaga area municipiului Petroșani și de asemenea polițiștii locali acționează împreună cu polițiștii de la poliția municipiului Petroșani pe componentele de circulație și de ordine publică. Din cei 35 de polițiști locali sunt perioade în care activează mult mai puțini, asta când este vremea concediilor. Mai mult decât atât, cei 35 de oameni ai legii au aplicat în primele 6 luni ale acestui an sute de amenzi.